Bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferință premergătoare partidei pe care echipa noastră va disputa în compania formației FCSB luni pe Arena Națională. Alături de mine se află antrenorul principal al Universității Craiova, domnul Davis Mangia, împreună cu Nicu Șorbancu. Am să le dau cuvântul pentru a spune câteva cuvinte legate despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Mister, please. Simple. Very hard game, but I think that is one game that all the players want to play. Este un meci foarte, foarte, foarte greu, însă sunt sigur că este un meci pe care toți jucătorii își doresc să-l dispute. Nicu? Ne așteaptă o partidă foarte grea, ținând cont că întâlnim o candidată la titlu, vor face tot posibil să ne bată, dar mergem acolo și noi să câștigăm. Întrebări. Craiova este fără gol primit în acest play-off. Dorit să rămâne și după meciul cu FCSB-ul? I hope that we continue like this. I think that everybody have to be happy for what these players do until now. This is my opinion. I repeat, it's a hard game, but we go there to try to do our best. Îmi doresc să se întâmple acest lucru în continuare. Opinia mea este că toată lumea trebuie să fie foarte mulțumită de ceea ce au realizat jucătorii până în acest moment. Va fi un meci foarte greu, însă vom merge acolo să dăm totul pe teren și să jucăm cât mai bine. Craiova n-a câștigat de 29 de ani pe terenul FCSB-ului. Rupeți acest blestem? We play a good game in București in the first part of the season. We were near to win the game there. We have to try to repeat a good game like the game that we played in Bucharest. We will look what happened. Am făcut un meci foarte bun în prima parte a sezonului pe terenul Stelei. Am jucat un meci bun, am fost foarte aproape să câștigăm. Trebuie să mergem la fel, să facem un meci bun, un meci în care să dăm totul pentru a încerca să câștigăm și vom vedea ce se va întâmpla. Cine este mai în formă, Mitriță sau Budescu? No, I don't know. I speak about my player. I'm happy about my players. I don't know this. I don't speak about the player of other team. I have a big respect for all the players of FCSB because I tell from the beginning of the season that, in my opinion, is the best team, the best lot that in this championship. But I want to work with my players, and that can be that are the this team, this FCSB. I have the best player, but I prefer my players. Știți foarte bine că nu vorbesc despre jucătorii altor echipe, respect jucătorii echipei FCSB. Am spus încă de la începutul sezonului că această echipă are cel mai bun lot, dar asta nu înseamnă că eu nu sunt mulțumit de jucătorii mei. Eu sunt foarte mulțumit de jucătorii mei, vorbesc doar de jucătorii mei și cu toate că FCSB are un lot bun, eu sunt mulțumit cu jucătorii pe care i-am. Măsuri speciale pentru lunetistul Budescu? No, we have our idea of football and we don't change our idea of football. Noi avem ideea noastră despre fotbal și nu o schimbăm. Care echipă este mai periculoasă la titlu, FCSB-ul sau CFR-ul? You have to ask to FCSB, to CFR, not to me. This is not my question for me. Întrebați acest lucru la FCSB și la CFR, nu este o întrebare pentru mine. Ați văzut că la meciul cu CFR, steliștii au fost suporterii noastre. Acum, la meciul cu Steaua invers, s-au inversat. But I take care only that our supporters are with us, not about the supporters of other team. I respect all the supporters, but I want that our supporters are with us. This is important. Mă interesează ca suporterii noștri să fie alături de noi. Restul suporterilor nu mă interesează, îi respect pe toți suporterii echipelor adverse, însă îmi doresc ca suporterii echipei noastre să fie alături de echipă. Este un meci pe care toți jucătorii vor să-l joace sau să-l câștige? Yeah, but I think that are connected, the two questions. Who want to play? I didn't know until now one player that want to play and don't want to win. So it's normal that all the players want to play this game. And I think that also for what we said before,
Okay, it's a big word that I use now, but we have when there is the possibility to enter in the history of one club, it's better to take this opportunity. Cred că cele două aspecte sunt interconectate. Eu până acum n-am întâlnit un jucător care să-și dorească să intre pe teren și să nu câștige. Și acum pot spune acest lucru chiar dacă folosesc cuvinte mari. Eu cred că pentru un jucător să aibă posibilitatea să intre în istoria clubului e o șansă foarte mare de care trebuie să profit. Nicușor, mergeți probabil la victorie. Acolo, în cazul unui eșec sau semieșec, șansele la titlu se diminuează foarte mult. Da, așa este. Suntem convinși de asta. În ultimele două meciuri nu am prestat un fel foarte mult faza ofensivă. Am suferit, nu am ajuns să marcăm. Sperăm că acum să spargem gheața în meciul cu Steaua și să-i învingem. Da, într-adevăr, nu am primit goluri, dar nici nu prea am marcat. Se simte lipsa acelui atacant de gura porții? No, but I repeat, I think that everybody have to be happy for what this team made until now. So can happen one moment in which there are more difficulties to score, can be, but I think that we have all the skills, all the abilities to restart, to score and to don't take goal, don't concede goal. This is my opinion. Repet, în opinia mea, toată lumea trebuie să fie mulțumită de ceea ce a realizat echipa până în acest moment. Se poate întâmpla în fotbal să existe momente în care să fie mai greu să înscrii. Însă, consider că avem jucătorii cu calitățile necesare pentru a înscrie în orice moment și este foarte normal să se întâmple ca în viitor, în meciurile următoare, atacanții să înscrie și să nu primim gol. The important thing, in my opinion, is to look... Sometimes it's better to look at the good things and not to underline the things that are not so good, because in my opinion, I am happy that the team take only one goal in the last 7 games. So I have to be happy for this. It's normal that we continue to work to increase the other number, but this, I think, that is a good thing. În opinia mea, cred că trebuie să ne concentrăm puțin și pe lucrurile, aspectele pozitive ale jocului și să nu uităm faptul că echipa nu a primit decât un singur gol în ultimele 7 partide și pentru mine acesta este un lucru foarte bun. Trebuie să evidențiem lucrurile pozitive și să creștem de acolo. There are a lot of people around us that speak about us. No? I heard something. They speak about us that, okay, Craiova don't score only one goal. It's better that the others speak like this and we speak good about our team. Și așa sunt foarte multe voci în jurul echipei care spun că Craiova nu mai joacă bine, dar a înscris decât un singur gol. De aceea este important ca noi să vorbim bine despre echipa noastră. Vă referi și la declarațiile lui Dan Petrescu de acum câteva zile? I don't speak about the name of other team. Is your opinion this? I respect your opinion, but I don't speak about. Eu nu vorbesc despre nume sau despre alte echipe. Aceasta este opinia ta, îți respect opinia. Totuși, este o problemă în atac? Adică, no, la antrenamente am văzut dezinvolți. Înscriu. No, but... Este presiunea mare? No, it's not a question of pressure. Okay, there are some people that speak like I tell before. I said instead that CFR is a team that have a very good defensive phase. It's not simple to score against them, so I prefer to give compliments to the other team instead to create alibi for us. Can be that it's difficult to score. Also in Vitorul we didn't play a very good game, but... It's clear that we had a very good opportunity to win also that game, no? To win also that game. Okay, don't happen. It's not a problem. But I think that it's better to underline also that there are team, very good team against us. And it's normal also that we want to grow up again and to work to create more opportunities. But I think that are moments also in football that can happen. It's possible that there are... I don't know, one player that is a little bit tired. Can be.
can be that there are a lot of reasons, a lot of reasons, but we know this, we have to continue to work, and I think that we will restart to score also. Nu este, nu se pune problema de, de presiune, sunt momente care, care apar în joc. Nu uitați, spuneam la meciul trecut că CFR are, este o echipă care joacă foarte bine în faza defensivă și este foarte greu să, să marchezi împotriva lor. De ce să nu spunem și faptul că echipele care joacă împotriva noastră sunt echipe foarte bune, care se organizează foarte bune. Am vorbit despre meciul cu Vitor, este adevărat. Nu a fost un meci pe care un meci foarte bun din partea noastră, însă chiar și acel meci am avut șansa să-l, să-l câștigăm, am avut ocazie mare să, să câștigăm acel meci. Nu s-a întâmplat, n-a fost nicio problemă, mergem mai departe. Noi trebuie, sunt momente în fotbal care, care apar, cum este acesta în care jucătorii nu marchează, poate fi vorba de oboseală, pot fi diferite motive, însă noi trebuie să lucrăm tot timpul, să îmbunătățim aceste aspecte și de fiecare dată să încercăm să fim mai buni și cu siguranță vom reîncepe să, să marcăm. Care este situația lui Chelici și dacă pot apărea modificări în echipă față de partida cu CFR? Nu, nu, is ok. Renato is ok, all the team until now we have three trainings again to do, but all the team is ok in this moment. Renato se simte foarte bine. Toată echipa este, din punct de vedere medical, aptă. Este adevărat, mai avem trei antrenamente, dar în acest moment toată echipa este aptă. Spre deosebire de meciurile din toamnă, atunci când de fiecare dată înaintea unui meci cu FCSB se vorbea dinspre FCSB de jucători ai Craiovei că sunt doriți acolo, acum nu mai sunt doriți jucătorii, este dorit antrenorul. No, I think that for one man that work in football, when there is people that speak good, I can only say thank you, because I think that is also is educated to tell this. But I have 3 years of contract here, so there are not question about this. Când un om care lucrează în fotbal este lăudat de, de alții, eu, pentru mine, ca un om care lucrează în fotbal și când se lăuda de alții, nu pot să spun decât mulțumesc, pentru că așa este civilizat să faci, să spui mulțumesc. În ceea ce privește aceste zvonuri, am 3 ani de contract cu Craiova, așa că nu avem ce să discutăm. Credeți că prin astfel de zvonuri se pune și un pic presiune? No, for me no. For me no, because I don't change my attitude. I continue to do my work. I don't know if it's a strategy or something like this. But if happen these words, okay, in my opinion, I have to tell thank you and finish the question there. În opinia mea, nu este vorba de presiune. Sunt simple cuvinte. Le discutăm și lăsăm lucrurile să oprească aici. But only for this, but I don't want to tell other things because I have not big, very big respect for, you know, my opinion for the coaches that work in this championship. So really, really very big respect for Dica, for the coach of FCSB, for the work that he's doing there, because he's the only one that now is in the first position. Okay, he's not in the cup, but he's the only team that go in the group of Europa League. So I think that I want to give him compliments for the work that he did until now. După cum știți, port un respect foarte mare celorlalți antrenori din Liga 1. În acest caz, pot spune că îl respect pe Dică pentru munca pe care a făcut-o la FCSB. Este în acest moment pe primul loc în campionat. Ok, a fost eliminată din Cupa României, însă să nu uităm că de asemenea este singurul antrenor care a dus o echipă românească anul acesta în grupele Europa League. Să punem și rău înainte. În cazul unui eșec, cele două din față s-ar putea distanța cel puțin FCSB-ul s-ar distanța la 7 puncte. Din acel moment, nu știu, v-ați pregăti mai mult pentru Cupa României și pentru locul 3? Yeah, it's normal that, okay, first of all, we don't want that happen one thing like this, because we want to stay near the first two position until the end of the season and after look what happened.
It's normal that if happen one result like this, become very difficult to fight for the first two positions. But we cannot speak about we decide to look only one target and not another target, because in my opinion is a mistake. It's not a mentality that I like from my team. So I think that we have to fight match by match, and after, at the end of the season, look what happened. When one team decide to choose one competition, for me is the moment in which it's possible that happen not good thing in one and also in the other one. Din punctul meu de vedere, trebuie să plecăm de la ideea că acest lucru nu se va întâmpla, nu vom pierde la FCSB. Dar este, noi ne dorim să rămânem acolo, să ne luptăm pentru primele poziții până la finalul sezonului. Acesta este lucru pe care ni-l dorim. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, în opinia mea, nu este cea mai potrivită atitudine să renunți la luptă într-o competiție, pentru că noi ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să dăm totul pentru a câștiga fiecare meci în parte și de a rămâne acolo aproape. Pentru că există riscul că atunci când renunți la luptă într-o competiție și te concentrezi doar pe cea de-a doua, să obții rezultate negative în ambele. Nicușor, meciul de luni este și un bun prilej de revanșă după umilința din toamnă de la Severin? Da, nu știu, acum nu ne gândim la o revanșă, ne gândim doar să nu pierdem lupta acolo pentru primele locuri, pentru că, cum a zis și dumneavoastră, dacă cumva ei vor reuși să învingă, noi ne vom distanța și este foarte greu să mai avem șanse. De aceea mergem încrezători acolo, trebuie să facem un joc mult mai bun decât ultimele partide și să reușim să marcăm, pentru că altfel nu putem câștiga. Mereu, cel puțin în ultimii doi ani, s-a spus că ar fi o presiune prea mare pentru voi. N-ați reușit deloc să treceți sezonul trecut pe primul loc, deși ați avut multe posibilități. Acum, la fel, ați avut șanse, dar nu v-ați apropiat prea mult de prima poziție. Nu știu, e presiune. Vorbeam și săptămâna trecută, ținând cont de faptul că nu sunt în lot jucători cu prea multe experiențe, sau jucători ce au câștigat trofee, să aibă experiența unor trofee câștigate? Da, poate se simte și lipsa experienței, pentru că noi nu suntem jucători care să avem trofee câștigate, dar presiune, când ești la un club ca precum Craiova, trebuie să fie presiune atât timp să reușești să învingi, ca să mulțumești suporterii, conducerea, pe toată lumea. La fiecare parte ne gândim să câștigăm, atât pentru noi, cât și pentru cei care fac parte din acest club. De aceea pot să zic că și lipsa experienței se vede uneori. Îți dai seama, Craiova n-a mai învins în București Steaua dinainte de Revoluție. Da, mulți dintre voi nu erați născuți. Așa este. Ar fi ceva frumos să reușim să învingem luni și să intrăm în istorie. O să încercați pe cât posibil să evitați fazele fixe din apropierea Craiovei? Nu lucrăm pentru asta. Lucrăm pentru toate fazele din meci. Așa și cu CFR, toată lumea cea că să avem grijă la fazele fixe. Se pare că în acest moment stăm foarte bine defensiv, ne apărăm foarte bine. Cum ați mai devreme, trebuie să ne concentrăm mai mult pe atac. V-ați stachinat la lotul național, voi cei doi craioveni, cu restul FCSB? Nu ne-am stachinat, dar am stat de vorbă. Mai glumeam pe unele momente din meci, mai ales de atunci de la Severin. Ei mai făceau glume pe noi. Sperăm că cu ce răspundeți? Că o să le demonstrăm în meciul de luni că vom fi peste ei. Sperați, nu știu, să fie din nou peluza aceea cât mai plină? Adică, ținând cont de faptul că se joacă într-o zi de sărbătoare, a doua zi de Paști, vă așteptați să vină încă o dată 1.500-2.000 de oameni după voi? Da, ținând cont că este a doua zi după Paște, nu știu dacă vor veni atât de mulți, dar cei care vor veni, sigur, se vor face auziți și ne vor susține până la final. A înscris contra lui Dinamo în acest an, ce ar însemna un gol și împotriva FCSB-ului? Ar fi primul gol împotriva lor, dar, cum am zis, noi nu trebuie să mă gândesc să marchez, trebuie să-mi fac treaba cât mai bine, atât în defensivă cât și pe faza de atac, dar dacă ajunge acolo și vrei să marchez, ar fi fantastic. Te așteptai acum 2 ani de zile că vei deveni cel mai bun fundaș stânga dintr-un jucător de atac? Nu, pentru că jucam mijlocaș de când a venit Mister, cum am zis, alt sistem și a făcut ca eu să devin și cel mai bun fundaș, cel mai bun în ghilimele, nu sunt cel mai bun, eu nu pot să zic asta. I tell this. Thank you.
Și datorită lui pot să spun că sunt aici și am reușit să ajung și la echipa națională. Bun, presupun că vor fi mulți scouteri în tribună luni. Ești în vizorul multor echipe, știm bine chestia asta. Pentru ce poți crezi că te urmăresc ei? Cel de fundaș sau jucător de atac? Probabil sper să fie o echipă care să joace același sistem ca aici și să mă duc acolo, pentru că altfel văd jocul pe acest post. Adică seria. Now he's ready to play four in four and to play like play with us. So, two position is very good for Nicu. I hope that have the possibility to continue like this and to show his skills, because he's one player that have, in my opinion, have big, big skills. But after, I don't know what can happen in the viitor. Nicu este pregătit, din punctul de vedere, să joace atât în sistemul nostru, cât și în alt sistem, în sistemul cu patru. Așa că Nicu este un jucător cu calități foarte bune, care a demonstrat pe teren acest lucru. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Urma să-l întreb pe el. În Europa, doar prin Italia, cel puțin în campionatele tari, se joacă sistemul cu trei. Asta înseamnă că l-ați făcut deja de acolo. There are a lot of teams that play with three or with four, but he can play with four. Show in the national team that can play simple with four. So, can play with four, can play with three. Okay, in Italy there are a lot of teams that play in three. In England also. In Spain also. Okay, now we have to be connected with our job here. After we will look what happen in the future. Sunt foarte multe echipe în lume care joacă cu sistemul cu trei, dar Nicu a demonstrat și faptul că poate să joace în sistemul de patru. A făcut-o foarte bine la echipa națională. Sunt echipe în Anglia, sunt echipe în Italia, sunt echipe în Spania care joacă cu sistemul de trei, dar acum să rămânem concentrați la meciul acesta, vedem după aceea ce se va întâmpla. Mister, lași jucătorii să mănânce înainte de Paști ouă și cozonac, așa cum spune tradiția? We have training tomorrow, we have training Sunday and after we have cantonament. So, it's our job. I don't know, now it's serious this. Okay, can be that it's not so good for the players, because it's better to stay with the family and to have a good thing to do in the day of Easter, but it's our job, this is the schedule, and we have to go in Bucharest to prepare the game for Monday. Avem antrenament astăzi, avem antrenament mâine, avem antrenament duminică, după aceea cantonament. Lăsând gluma puțin la o parte, poate este, cu siguranță este dificil pentru jucătorii să nu fie acasă cu familiile în ziua de Paște, însă aceasta este meseria noastră și acesta este programul, trebuie să ne facem meseria. Mister, știi de tradiția ciocnitului oului în România în ziua de Paște? Dumneavoastră ciocniți cu jucătorii, luați un ou albastru, iei roșu. I don't know, we look in cantonament. Vom vedea ce se va întâmpla în cantonament. Haideți să ne rezumăm la întrebări legate de meci, pentru că timpul este limitat, vă rog. Nicușor, pe Dinamo am bătut-o prin golul tău. Vrei să repeți istoria și cu FCSB-ul sau să marcheze Băluță așa cum își dorește Mitriță și să creva să iese victorioasă? Doresc să marcheze oricine, numai să reușim să câștigăm. Pentru că important este victoria și nu cine marchează. Atâta timp cât unul marchează, ajută toată echipa și toți sunt de fericiți. Ți-ai dorit să fie 10.000 de olteni prezenți pe arena națională să dați o lecție de fotbal? Normal, normal. Dar chiar dacă nu sunt 10.000, cei care vor veni, cum ați mai devreme, se vor face auziți cu siguranță, pentru că sunt niște suporteri fantastici când vin și atât de acasă cât și în deplasare. Care este mielul de la Steaua sacrificat de voi? Nu știu, nu m-am gândit la asta. Sperăm să fie portarul, să să-i dăm gol. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Sărbători fericit!